În primul rând, am terminat facultatea de matematică informatică și am ales să merg în învățământ, pentru că la momentul respectiv am simțit nevoia de a transmite într-un fel sau altul partea aceasta de informatică și copiilor mai mici. Eu nu am terminat un liceu cu informatică. Am făcut mate fizică, pe vremea mea nu exista profilul decât foarte, foarte puțin. Și atunci am considerat că e necesar și aș putea face un pic mai mult de undeva mai de jos, de la nivelul liceului, astfel încât ei să-și dea seama mai devreme dacă vor să meargă pe acest drum sau nu. Faptul că este foarte dinamică și nu stă posibilitatea să te plictisești niciodată, tot timpul apare câte ceva, mereu trebuie să te reinventezi atunci când predai informatică și trebuie să fii la curent cu ceea ce se întâmplă. Dacă la matematică lucrurile se schimbă mai puțin din punctul de vedere al cunoștințelor pe care le predai, poți schimba modul în care predai matematica, dar nu și materia în sine. La informatică se schimbă toate într-un timp destul de scurt și nu ai timp să te plictisești. Deci este dinamic totul. Dincolo de a transmite cunoștințele, pur și simplu, noi suntem nu profesori, dascăli. Îmi place mie să cred că aș putea fi așa ceva. Dascălul, așa cum era definit pe vremuri, da? Nu transmit doar cunoștințele în sine și materia, ci încerc să fiu aproape și să-l înțeleg pe elev în ansamblul lui. Bagajul care vine el de acasă, ce își dorește să facă, cum îi place să facă și cum îi place să învețe și ce materii îi plac, nu neapărat informatica, dar dacă totuși lui îi place și altceva, îl putem direcționa într-un fel sau altul și cu ajutorul informaticii către acele domenii. Ok, deci aș putea avea orice, da, fără... O, greu. Greu de spus, pentru că am fost obișnuit să ne descurcăm cu ceea ce avem în sistem, pur și simplu, și să ne adaptăm cu ceea ce avem noi, de fapt. Și nu cred că mi-am pus vreodată problema, vă spun sincer, nu cred că mi-am pus vreodată problema dacă aș avea resurse nelimitate, cum ar fi. Și m-am gândit, din ceea ce am, cum pot face ca lucrurile să fie mai atractive și mai bune. Să încerc totuși să dau și un răspuns la întrebare. Dacă aș avea resurse nelimitate, nu știu dacă neapărat partea fizică, materială, reușește să transmită ceea ce ai de fapt de transmis. Dacă nu există dăruire, dacă nu există comunicare și lucru în echipă, profesor-elev, poți să ai absolut toate resursele din lume. Și nu te va ajuta să-l determini pe elevul respectiv să își dorească să învețe mai mult sau să îl înveți cum să învețe. Deci cred că tot latura umană este mai importantă și aici resursele sunt infinite. Da, mă gândesc că nu-mi doresc să fie unidirecțional, deci nu aș vrea să știe doar informatică și atât. Eu cel puțin îmi îndemn elevii să învețe totuși câte puțin din fiecare materie, pentru că nu se știe când vor ajunge să folosească și geografia și istoria, de limbile străine nu mai vorbim, pentru că oricum e clar că informatică fără limbi străine nu se mai poate și n-ai cum să faci lucrul acesta. Deci în niciun caz nu este un elev unidirecțional, care să știe doar programare și atât. Nu-l va ajuta sub nicio formă asta. Deci cam așa încerc eu să-mi formez elevii. Evident, să-și urmeze pasiunea pentru informatică dacă aceasta există, dar nu doar atât. Să-și descoperă și alte laturi, pentru că va avea timp să se specializeze în timpul facultății sau atunci când ajunge să
ocupe un anumit job, să își găsească un anumit job și atunci merge strict pe linia respectivă, deși și acolo se pot să apară schimbări și așa cum am văzut în ultimele zile și cum am mai stat de vorbă și cu elevii mei, ei nu păstrează un loc de muncă timp de 10-20 de ani. Îl schimbă la 4-5-6 ani, dacă nu chiar mai des. O să vă spun ce am spus la prima întâlnire, predau viitor. Noi, cei care am fost aici prezenți și am avut șansa să fim prezenți la prima întâlnire, am simțit întotdeauna că ceva în învățământul nostru și modul în care abordăm orele trebuie să se schimbe. Numai că nu găseam instrumentele sau pârghile necesare pentru a face această schimbare și rămâneam decât cu un sentiment de aș vrea să fie așa, dar nu am ce face pentru a schimba acel lucru. În momentul în care am venit aici la prima întâlnire, cred că a fost prima dată în am 18 ani de predare, cam așa, prima dată când am simțit că eu, chiar eu de acolo din catedra mea, din Râmnicu Vâlcea, pot schimba ceva. Și pot face ca acea schimbare să se vadă și mai departe. Deci, cam asta a fost sentimentul când am intrat în proiectul Predau Viitor. Mulțumesc și eu, am avut emoții foarte mari.